Bine v-am regăsit. Am două lanțuri pe care vreau să le probez astăzi cu Makita EA3200S. Am un lanț Makita PAS 38, canalul 1,3, 40 de centimetri și un lanț stil Pico Super, aceleași caracteristici. Ăsta mi-a fost recomandat de către Eugen de la gospodărie în familie Roy, era înainte, acum și-a modificat numele la canal. Sunt luate de anul trecut, n-am avut timp să fac un clip despre ele, aș fi vrut să fac un versus și tocmai asta vreau să fac astăzi. Foarte multe nu știu despre ele, am văzut că amândouă sunt tip daltă. Despre asta spunea Eugen că este foarte bun și asta vreau să văd astăzi. Care dintre cele două lanțuri sunt mai potrivite pentru drujbița mea de la Makita. O să-l desfac și pe ăsta de aici. Și am afară undeva, am găsit un buștenel așa dintr-o salcie. O să încerc să fac două tăieturi cu fiecare din cele două lanțuri. Să văd cu care dintre ele taie mai repede. Urmă o să le fac un montaj. Și o să vedeți și voi, și eu sunt foarte curios să văd care din lanțurile astea este mai bun, mai rapid, mai potrivit pentru drujba mea. Haideți că le montez și pe urmă o să vedem ce a ieșit la teste. Așadar, cum vi s-a părut testul? Parcă ăsta de la Stihl, parcă a fost un pic mai agresiv, s-a dus un pic mai repede față de la Makita, dar până când nu o să văd pe calculator să cronometrez, nu știu să vă spun. Am impresia că are și dinți un pic mai mari, o să mă uit când ajung în atelier. La stilul de tăiere pe care l-am ales, ar fi trebuit să țin lama un pic mai depărtată față de buștean, pentru că m-am încurcat un pic gheara, dar măcar nu am avantajat niciunul din lanțuri. Am tăiat la fel și cu Makita și cu Stihl. Drujba văd că s-a comportat bine. Știți că am avut ceva probleme cu ea acum ceva timp. Am mai umblat un pic pe la L.
l-am dat un pic mai tare și acum văd că își menține turațiile mai bine și s-a comportat un pic mai bine. Sper să fie ok și de acum încolo. Ca atare, aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii să-mi spuneți cum vi s-a părut acest test. Până la clipul următor, vă doresc numai bine!